Cărțile sunt asemenea unor fluturi. De obicei stau cu aripile lipite, așa cum se odihnesc fluturii pe câte o frunză, când își desfășoară trompa filiformă ca să soarbă apă dintr-un bob de rouă. Când deschizi o carte, ea zboară. Și tu odată cu ea, ca și când ai călări pe gâtul cu pene fine al unui fluture uriaș. Dar cartea nu are o singură pereche de aripi, ci sute, ca un semn că ea te poate duce nu doar din floare în floare în această lume glorioasă, ci în sute de lumi locuite. Unele dintre ele seamănă mult cu cea în care trăim, altele sunt populate de ființe care nu ni se arată decât în vise. Pe aripile fluturilor noștri de hârtie, asemenea unor solzișori ce irizează lumina, sunt tatuaje ciudate, înscrise cu cerneală tipografică. A trebuit să mergem la școală ca să le deslușim. Stând confortabil în spinarea mătăsoasă a marului fluture, citim și zburăm. Căci fluturile nu se urnește de pe frunza lui dacă nu-i inventăm aripile adevărate, care nu sunt de hârtie, nici de cerneală, nici de cuvinte, ci de imagini, atingeri, mirosuri și melodii. Pe toate ni le imaginăm citind. Și atunci înțelegem că zborul, chiar dacă ne duce în lumi îndepărtate, se petrece întotdeauna în noi înșine. Cărțile sunt fluturi cu care zburăm prin propria noastră minte, sub bolta uriașă a țestei noastre. Niciun aparat de zbor nu te-a dus atât de departe. Deslușind runele ciudate de pe aripile ce lopătează leneș, înțelegi că ele vorbesc despre orașe de cristal și subterane pline de monștri și regine misterioase și secole îngropate în uitare, numai și numai pentru că toate aceste minuni, miraculoase sau înfricoșătoare, se află deja în tine. Se aflau acolo înainte să-ți începi călătoria. Citind și zburând, ceea ce e unul și același lucru, nu faci decât să desenezi harta magică a propriului tău suflet. Ai știut că ești atât de complicat? Ai fi bănuit vreodată că trăiesc atât de multe lumi în tine? Visele ți-au deschis câteodată o fereastră către miezul de fantasme al minții tale, dar visele se adună și se destramă asemenea norilor. Privește însă flotila de fluturi din biblioteca ta, ascultă fornăitul acestor armăsari înaripați. Fiecare arde de dorința să te transporte, lopătând din zeci și sute de aripi în tot atâtea spații și timpuri mirifice. Filmele sunt și ele fluturi, ca și fotografiile sau jocurile pe computer, care te atrag atât de mult. Dar sunt fluturi cu o singură aripă, mai eficiente și mai directe, dar nu atât de fabuloase. Orice copil ar prefera să zboare pe un flutur uriaș cu aripile colorate carnavalesc decât cu deltaplanul. Filmele au căpătat abia de curând a treia dimensiune, pe când cărțile au sute de dimensiuni, și asta de 4.000 de ani încoace. Filmele nu au încă atingere, parfum, vibrație, ca și atâtea alte senzații pe care nici nu le putem numi, dar care toate formează trupul viu al viețuirii noastre în lume. Dar mai ales, o diferență uriașă există între aripile cărții și aripa filmului sau a fotografiei. Privind un film, vezi imagini străine și la fel pentru toți privitorii. Citind o carte, privești în tine însuți. Nimeni niciodată nu o să citească scrierile citite de tine. 10 oameni care citesc aceeași carte citesc de fapt 10 cărți diferite. Dacă autorul ei scrie undeva era seară, cei 10 cititori își vor închipui 10 seri diferite, seri trăite de ei și numai de ei. Căci fluturile pe care zbor, ești întotdeauna tu însuți. De parcă emisferele tale cerebrale, încrețite în strâmtul lor locaș de os, s-ar desface deodată peste lume și ai zbura fluturând din cele două aripi gigantice, scrise pe toate părțile cu neuroni.
Îmi amintesc prima carte citită de mine pe când nu aveam încă 8 ani. Era o carte mare, care mă acoperea aproape în întregime, ca un cort multicolor, pe când o citeam în pat, într-o seară de primăvară. Lumina de pe pagini venea de pe fereastra enormă a camerei mele. Paginile se luminau și se întunecau pe măsură ce norii alunecau pe cerul tot mai cafeniu spre asfințit. Trecea din când în când un tramvai. Un oraș nesfârșit se revărsa dincolo de fereastră. Era o poveste despre o fetiță. Nu mi-o amintesc în toate amănuntele. Mai curând țin minte cartea, mare și plină de ilustrații. Mi-o adusese mama de la cine știe ce văr mai mare de-al meu, căci după ce am citit-o a trebuit să o dăm înapoi și i-am pierdut urma. N-am mai găsit-o apoi niciodată. Poate pentru că nu i-am ținut minte titlul și cu atât mai puțin autorul. Degeaba am răscolit librăriile în adolescență și internetul mai târziu. Nicăieri n-am mai întâlnit povestea fetiței cu trei inimi. Am fost surprins mai târziu să aflu că fiecare dintre noi are o astfel de carte pierdută în adâncul copilăriei sale, atât de limpede în amintire și atât de impresionantă, dar nemai regăsită de atunci. După ce fetița se născuse, la un spital dintr-un cartier îndepărtat, mama ei le spusese doctorilor să mai aștepte, căci mai simțea ceva în pântec. Și sub privirea lor uimită, mai dădu naștere unui săculeț sidefiu de pieliță, asemenea bășicii de pește, dar de mărimea unui copil. Pe pielița moale erau niște semne nedeslușite, mâzgălite cu creion chimic. Doctorii secționaseră săculețul cu un scalpel strălucitor și îl desfăcuseră pe masa de naștere, alături de mama extenuată. O priveliște de necrezut li se înfățișă. Înăuntru se aflau, frumos orânduite în buzunărașe, organe calde și vii. Degete, dințișori, un ochi cu privire cafenie, câteva oșcioare, câteva tuburi moi, un rinichi. Și în trei buzunare mai mari, din aceeași pieliță cu reflexe trandafirii, trei inimi zvâcnind leneș. Una de cristal, una de fier și una de plumb. E primul copil care a venit pe lume însoțit de piese de schimb, spuse unul dintre doctori, liniștindu-se deodată. De fapt, așa era firesc, își repetă el zâmbind. Nu trebuia să fii doctor ca să înțelegi că una dintre greșelile cele mai mari în urzeala divină era să lași delicatul trup omenesc să se macine de-a lungul vieții fără ca gingașele lui detalii, împletite într-un complicat mecanism moale, să se poată regenera. Poate de acum încolo toți copiii se vor naște astfel, se gândi doctorul plin de speranță. Dar nici până atunci, nici de atunci încolo, nu se mai ivi vreun copil astfel înzestrat. Fetița crescu la marginea orașului în curtea unei case cu pereți galbeni. Nu avea inimă. În singurul pom din curte, un păr încărcat de pere zemoase, mama ei îi făcuse un leagăn. Dar fetița prefera să chirmească micile vietăți din iarbă și din pământ. Nu privea pe nimeni în ochi. Vorbea doar când era singură. Ore întregi stătea cu fața la gardul de fier forjat, privind cum rugina înaintează lent pe metalul ud de la ploaie. Disperată, mama își aminti de inimile din gogoașa de pieliță. Într-o după-amiază, pe când fetița dormea, ca de obicei, cu fața în sus, în cămăruța înțesată de jucării inutile, femeia se apropiase de ea și desfăcuse cei doi butoni de piele, ca două buricuri micuțe, de sub sânul stâng. O ușiță organică se deschisese și un spațiu oval cu căptușeală roz-violetă se ivi în spatele coastelor. Mama așezase acolo cu infinită delicatețe inima de cristal cald și moale. Fetița se trezi invadată de o fericire pe care nu o cunoscuse până atunci niciodată. Pielea și părul îi străluceau, ochii ei deveniseră vii și scoditori. Văzu prima dată păpușile de care camera era literalmente plină. Își văzu prima dată și mama, cea mai mare dintre păpuși, și o îmbrățișă din tot sufletul.
Ieși afară și deodată cerul albastru, plin de nor de vară și florile ciclopice, o copleșiră. Simți mirosul sevei, atinse grunjurile pământului, deschise prima dată poarta casei și văzu cărarea care ducea de la ea până la treptele școlii din cartier. După ani, merse la școală. Își privi colegii prin curcubeul riglei de plastic. Simți gustul amar al cernerii pe limbă. Desenă litere cu creta pe tabla de sticlă neagră, ce scârțâia teribil. În pauze, își mâncă sandvișul și ciorchinele de struguri, apoi alergă împreună cu toți colegii ei, besmetică, prin curtea cu melancol cepanouri de basket. Creștea. Corpul de fată îi se modifica subtil. După amiezile, după ce își termina lecțiile, se închidea în cămăruța ei și începea ciudatul ritual. Scotea din cutia frigorifică de la capătul patului, așezată în lada unde ar fi trebuit să fie plăpumi și ceașaful, vechiul săculeț cu organe de schimb. Și începea să și le atașeze în locuri anume plăsmuite de pe trupul ei. Era pe rând fata cu câte 7 degete la fiecare mână, fata cu un ochi în frunte, fata cu urechi la glezne, fata cu buze pe pântece. Se privea în oglindă cu amuzamentul celei care ar fi purtat rochia sau pantofii cu toc ai mamei. Așa a ajuns să-și schimbe și inimile. Și-a pus-o mai întâi pe cea de fier și în pieptul ei fierul a devenit fier înroșit ca din forjă. O ardea, o zăpăcea, o făcea să tânjească după un lucru necunoscut, nedorit și totuși necesar ca aerul, un lucru în lipsa căruia se sufoca. Își smulsese imediat din piept inima asta crudă și prăvășitoare, hotărâtă să nu mai încerce niciodată. Apoi încercase inima de plumb, care, devenind în pieptul ei o pungă de lichid gros și negru cu sumbrele reflexe indigo. O tristețe și o sfâșiere de necrezut, o melancolie întunecată, fără orizont și fără viitor, o copleșiră. Nimic nu exista cu adevărat, lumea era absurdă, înfășurată în infinitul nopții și al uitării. Mai bine nu te-ai fi născut, mai bine să ții zilele cât mai repede. Era insuportabil. Fata își scoase noua inimă cu ultimele puteri și decise să o lase pentru totdeauna în săculețul cu buzunare organice. Numai inima de cristal era adevărată, numai pe aceea avea să o simtă în piept pentru totdeauna. Dar inimile de schimb nu durau la nesfârșit. Toamna, pe când castanii din curtea liceului se aplecau sub un cer de furtună, fata simți cum lumina inimii de cristal pălește. Din zi în zi, pâlpâirea sa devenea tot mai stinsă. Când o ținea în palme în fața oglinzii, fata vedea limpede cum un fel de sare, un fel de calcar, opaciza limpezimea de altădată, așa cum îmbătrânesc în cutiile de bijuterii mărgăritarele. În cele din urmă, inima de cristal deveni sfărâmâcioasă și mată. Cum orice era mai bun decât inumanul vieții fără inimă, fata a început să poarte inima de fier incandescent. Trăi cu noua ei inimă anii adolescenței și ai tinereții. Se îndrăgosti și suferi teribil din dragoste. Se căsători, avu copii, apoi divorță. Se recăsători. Fericirea și nefericirea alternau rapid cu această inimă neliniștită, amândouă împinse până în pragul de la care deveneau dureri de neîndurat. Devenită femeie, fetița de altădată născu la rândul ei 2 copii și îi crescu până ce aceștia, ajunși oameni mari, o părăsiră și ei. O viață confuză otăra în josul curentului, fără un pai de care s-ar fi putut agăța. După ce al doilea copil al femeii se căsători și el, incandescența inimii de fier se stinse cu încetul. De ani de zile, metalul începuse să se răcească, dar acum el devenise ca un sloi greu și întunecat în piept, sub sânul stâng al femeii. Privindu-și această a doua inimă în oglindă, femeia o văzu acoperită de cenușă. Nu îndrăzni să ridice ochii mai sus ca să vadă o față devastată de vreme. Resemnată, știu că tot ce-i mai rămânea era temuta inimă de plumb. Femeia se întoarse în casa copilăriei sale.
Inima de plumb îi atârna greu în locașul ei din piept. Îi răspândea în trup o lumină neagră a stingerii și a disperării. Femeia se întinse în vechiul pat al mamei ei, așteptându-și sfârșitul. Imagini din copilărie, apoi din adolescență, îi fulgerau prin minte. Trăi ani de zile în singurătate deplină, în aerul stătut, mirosind a medicamente. Foarte rar se mai ridica din așternut ca să-și privească în oglindă inima ținută în palme. Într-un amurg în care se simțise mai părăsită și mai nefericită ca oricând, femeia își smulse inima, hotărâtă să o lase să se sfărâme pe podea. Dar un zvâcnet neașteptat o opri. Deodată simți că inima ei de plumb, în loc să se distrugă asemenea celorlalte, devenise cărnoasă și grea ca un fruct. Speriată, și-o așezase înapoi în pieptul ei slab și uscat. Căci acum știa că minunea avea să se întâmple, că o a patra inimă nepământească îi era dată de acum pentru totdeauna. Organul de mărimea unui pumn, hrănit cu suferință și deznădejde, s-a metamorfozat. De atunci, cu încetul, a căpătat membre dulci și curburi ale capetelor de ferigă încă înfășurate. Bătrâna abia aștepta acum sfârșitul zilei ca să vadă cum i s-a mai schimbat inima. A deslușit curând un căpșor cu bărbia în piept, ochi încă înveliți ca într-un abur, piele dulce și străvezie. În palmele ei, greu și plăpând, ajunsese să odihnească un făt bine format, un copilaș cât o portocală. Binecuvântată fie această ultimă naștere a mea, rosti bătrâna și împinse topușorul cel nou plin de o lumină fragedă în apele oglinzii. Acolo, fica minusculă și gracilă plecă în not către regatul de unde toți am venit și unde toți ne întoarcem. Abia atunci, cuprinsă de o liniște pe care n-o simțise cu niciuna dintre inimile dinainte, bătrâna închise ochii pentru totdeauna. În aceeași clipă, într-un spital dintr-un cartier îndepărtat, se născu o minunată fetiță. Cam așa a fost prima poveste pe care am citit-o vreodată. Cartea aceea, de demult, care m-a umbrit ca un cort timp de multe după amiezi, a fost primul fluture pe care l-am îmblânzit și l-am făcut să zboare pentru mine. De atunci am încălecat mulți grumaji mătăsoși și am simțit fâlfâitul multor pagini desfăcute larg peste lume. Dar în toți bidivii înaripați l-am căutat pe cel dintâi, pe cel pierdut. Și am fost uimit să înțeleg că toate poveștile, sute și sute, pe care le-am citit mai târziu, romane și epopee și legende și peripeții, se leagă, prin subțiri și rezistente fire de mătase, de această primă poveste citită în anii copilăriei.